Îți mai aduci aminte primul concert pe care l-ai dirijat? Da, cum să nu. În cariera mea de dirijor a fost primul concert în anul 1994. Eram student la Universitatea de Muzică din București, cum se numește acum. Pe vremuri era conservatorul Ciprian Porumbescu. Eram în anul 4 la secția de compoziție și tocmai deschisesem porțile catedrei de dirijat, unde intrasem din nou pentru un examen de admitere la a doua facultate și fusesem repartizat la clasa maestrului Ludovic Baci. Și chiar în anul întâi am avut oportunitatea să primesc o jumătate de concert. Pe acele vremuri, dacă vă aduceți aminte, se făceau concerte Festivalul Tinerilor Dirijori. Și erau invitați atât dirijori tineri români, cât și dirijori tineri din străinătate. Și propunerea repertorială aparținea organizatorilor festivalului. Organizatorii festivalului erau membrii Consiliului Criticilor Muzicali. Sigur că dumnealor nu cunoșteau nivelul de pregătire al tânărului, că e în anul întâi, că e în anul 4. Pentru domniile lor era un tânăr dirijor care trebuia să confirme. Și am primit de dirijat, țin minte, Tchaikovsky Capriciu Italian, Filarmonica din Ploiești. Lucrare care pune probleme și unui dirijor experimentat. Dar pe unui tânăr. Sigur, maestru Baci a fost ajutorul meu, n-aș fi putut să fac fără dumnealui, dar nu cunoșteam niște secrete pe care le-am aflat în timp ulterior, în relația directă cu orchestra, care nu se poate învăța, să spunem. Această relație directă nu poate să te predea nimeni. Și experiența în amintire a rămas plăcută, provocatoare, ți-a lăsat un gust amar sau, ținând cont că ți-a forțat limitele pentru că așa a fost situația? Atâta timp cât am mers mai departe, consider că a fost provocatoare. Problema este că imediat după, am zis, eu nu mai vreau așa ceva la repetiții, culmea tupeului unui tânăr de anul întâi. Chiar opream orchestra ca să spun ceva, dar nu ieșea nimic, pentru că aveam un nod în gât și parcă nu puteam să mai respir și nu mi-eșeau vorbele de emoție și de mâinile îmi tremurau, dar în același timp opream ca să spun ceva. Sigur, o inconștiență, să spunem, de tânăr muzician, dar privind acum retrospectiv, a fost extraordinar de frumos. Și dacă ar fi să aleg a doua oară, tot așa aș alege, să fac, chiar cu emoțiile aferente. Și dacă tot am ajuns în momentul ăsta, vreau să spun că regret că, din păcate, nu se mai continuă această tradiție a Festivalului Tinerilor Dirijori. Era un lucru absolut minunat, o oportunitate de a lucra cu orchestre profesioniste, a unor tineri muzicieni care altfel nu aveau oportunitatea asta. Gândiți-vă că dirijatul se învață la clasă cu un pian. Atât și noi dirijam pianul. În momentul în care venea în fața orchestrei era nenorocire. Și atunci erau niște oportunități extraordinare. Filarmonica din Brașov făcea un concurs pentru tineri dirijori, cărora le punea la dispoziție orchestra din prima etapă de concurs. Din păcate, datorită vremurilor, multe s-au schimbat. Multe s-au schimbat. Nu neapărat în bine. Și da. Tot am vorbit de senzația de prim concert ca dirijor. Care este concertul care ți-a rămas în minte cel mai pregnant din toată cariera ta? Sinfonia Alpilor cu Filarmonica din Timișoara. Ai spus-o foarte hotărât în sens pozitiv sau? Sigur. La asta m-am gândit. Vedeți dumneavoastră aici, dirijorul, după părerea mea, are următoarea, n-aș spune problemă, dar pentru el orchestra reprezintă mediul de exprimare. Este exact ca într-o relație între doi sau mai mulți oameni, unde trebuie să existe o chimie. Pentru ce există această chimie? Pentru ca celălalt să poată să se exprime. Nu înseamnă că dacă orchestra este de o calitate extraordinară,
poate să și fie mediul de exprimare al dirijorului. Am întâlnit orchestre extraordinare cu care nu am putut să mă exprim în totalitate și orchestre poate mai puțin calitative, dar extraordinar de deschise pentru mine, în care am putut să mă exprim. Concertul despre care vă vorbeam a reprezentat, dacă vreți, o culminație a expresiei mele în carieră. Mă bucur că e vorba de Orchestra Filarmonicii. Și sigur că am mai fost și cu Filarmonica Georgenescu, Brahms Sinfonia a doua, pe care am avut cu Orchestra Națională Radio, Don Juan și Tannhäuser. La fel, dacă vreți, aceste puncte în parcursul profesiei mele reprezintă niște puncte de referință pentru mine din punct de vedere al exprimării. Am înțeles. Sfatul care ți-a rămas în minte de la mentorii tăi în dirijat. Presupun că este totuși un sfat care se diferențiază de toate celelalte sau poate care ți-a direcționat cariera cel mai mult. O să-mi permit să spun două. Ok. Singurul lucru care nu te minte pe lumea asta este profesia. Cu condiția ca nici tu să nu minți pe ea. Asta ar fi unul. Amândouă aparțin aceluiași. Asta vreau să te rog să ne și spui. Care e diferența între Filarmonica din Berlin și Filarmonica din Cluj? Niciuna. Se înțelege după punctele de suspensie. Erich Berger, mentorul meu. Special te-am întrebat, știm că ai lucrat cu dumnealui și mă gândeam că ți-a transmis niște sfaturi valabile oricând și de mare maestru. Să ferea să-mi trimită sfaturi. Prima lecție de dirijat cu maestru Berger l-am făcut-o pe zidul Filarmonicii din Cluj. Mi-a desenat un portativ imaginar. Eram împreună, ne plimbam. Și prima lecție a fost cum se realizează un auftakt scurt cu mâna. Și atunci mi-a desenat un portativ imaginar. Mi-a pus 16-lea de la începutul părții întâia din Sinfonia a noua de Beethoven și mi-a arătat cu mâna cum voi realiza acea 16-lea. Pandemia a afectat creativitatea ta ca dirijor? Poate creativitatea, dacă stau să mă gândesc acum. Nu neapărat în sens negativ. Da. Poate creativitatea reprezintă un efect. Cauza este o stare generală, să spunem. Creativitatea vine în completare. Pe mine m-a afectat foarte mult această, nu știu dacă aș putea să numesc pandemie, pentru că eu am convingerile mele, dar nu e vorba despre asta aici. Această stare de lucruri. Și m-a întristat, amărât și m-a închis în mine, de ce când am văzut escaladarea necomunicării între oameni. Și cauza, după părerea mea, este o stare a conștiinței. Mai departe. Că nu mai avem chef. Despre asta e vorba. Mai subelul când venea la repetiție și mamă, ce chef am azi. Sau nu știu ce am azi, n-am chef. E vorba de poftă. Da? Pentru că înainte când pregăteam un concert, Sinfonia Alpilor, pe care tot am vorbit, păi nu dormeam niște nopți. Era un chef extraordinar. Acum, ce chef? Să-mi convoc comisia de la școala doctorală pentru a-mi depune referatele online, când bucuria era să-i întâlnesc și să aspir de la ei cât se poate de mult. Să facem concerte online. Am intrat la Ateneu, am avut concert cu Filarmonica George Ionescu. Poate un moment mai trist în carieră, n-am întâlnit nu concertul ține, ci atmosfera. Ateneu în întuneric. Păi, dar zilele de concert la Ateneu era o sărbătoare pentru toată lumea.
mișuna publicul, mașini, veneau, se opreau taxiuri, venea lumea la concert, toată lumea îmbrăcat. Aici parcă era împietrit. Era ca după un bombardament. Am intrat în rotonda Ateneului, erau, și era seara de concert. Erau aprinse lămpile de veche. M-am simțit ca un infractor care a intrat în Ateneu urmărit să dea o spargere. Ce stare de concert poate să-ți dea lucrul ăsta? Intri în sală, la orchestra este pe scenă, intri în sală și vezi o sală neagră și goală. Noi trăim prin dumneavoastră, prin public. Dacă eu nu simt respirația publicului în spate, vreau să-i simt aprobarea sau dezaprobarea. Vreau să simt că îi place sau că nu îi place, dar vreau să simt lucrul ăsta. Îmi trebuie, am nevoie. Cred că orice artist simte lipsa asta pregnant. Și în special la dirijor, nu că suntem noi mai speciali, dar gândiți-vă că avem poziția prin care avem priviri atât din față, cât și din spate. Poate suntem singurii artiști muzicieni care avem din ambele direcții priviri. Și să știți că le simțim. În momentul de față ne lipsesc. Bun, aplauzele ca aplauzele. Nu e vorba de asta. Dar e suflul unui public. Este cu totul altceva. Este căldura pe care ți-o oferă o sală. Însuflețirea muzicii se face de către public. Și o ultimă întrebare. Ce înseamnă Haydn pentru un dirijor? În general, mă refer, și ce înseamnă Haydn pentru tine? Pentru că vorbim de lucrarea ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului, care va fi în programul de concert și o vom asculta mâine. Dacă îmi promiteți că putem să facem un interviu mai amplu numai pe subiectul Haydn, atunci voi încerca să mă restrâng pentru că în câteva cuvinte un răspuns pentru o întrebare la această minunată întrebare cu ce reprezintă Haydn, nu pot să-l dau într-un spațiu atât de scurt. Dar, după părerea mea, Haydn pentru muzică este exact ca fundația muzicii simfonice. De acolo se construiește tot. Haydn este o răscruce. Dacă vreți, adună cu o mână trecutul și viitorului. Iar în ultimele 7 cuvinte, descoper de fiecare dată lucruri minunate. Există într-unul dintre momente muzică de film rusească. A apărut 200 de ani mai târziu. Atâtea gesturi care nu sunt de natură clasică, ci sunt de natură romantică și post-romantică. De asta spun că este fundația, fundamentul, unul dintre fondatorii muzicii universale. Iar pentru mine, Haydn, sunt câteva, să spunem, nume în istoria muzicii care ar trebui să spunem care ar trebui văzute puțin altfel. De ce? Pentru că stau la baza nu numai a repertoriului muzical, ci a formării ansamblului. Și aici mă refer la Haydn, la Mozart și la Schubert. Sigur că discut din perspectiva mea, a dirijorului. Haydn, lucrările muzicale ale lui Haydn, ale lui Mozart și ale lui Schubert, reprezintă o igienizare permanentă a muzicienilor și a ansamblurilor. Cu cât ne apropiem să... Știți că e foarte greu de respectat textul de la... textul muzical, la Haydn, la Mozart și la Schubert. Cu cât compozitorul e mai romantic, cu atâta respectarea textului, să spunem, nu devine obligatorie. Dar în momentul Haydn, Mozart și Schubert, dacă se respectă textul, devin toate lucrurile cele mai dificile din punct de vedere tehnic. Și aici curăță mult orchestrele. Asta am spus că este un factor igienic care nu ar trebui să ne lipsească. Vă aduc aminte că la festivalul Enescu toate orchestrele renumite, toți invitații
și începeam cu programul, fie cu o simfonie de Mozart, fie cu o simfonie de Haydn, fie cu o simfonie de Schubert. După care o a doua sau a lucrările creșteau în număr de muzicieni pe scenă, repertoriul se extindea către zonele romantice, post-romantice și așa mai departe, secol 20. Dar în principal mi-aduc aminte acum un concert splendid cu Concertgebouw, orchestra Concertgebouw, din Amsterdam și cu Mare Siansens, Sinfonia 94 de Haydn, după care au cântat, nu știu, așa vrei, Tazalatru, sau un Richard Strauss, absolut senzațional, sau Cavalerul Rozelor. Dar prima lucrare a fost Haydn. Lecție. La fel, Ozawa, cu Viena. Mozart, după care, nu mai știu ce am mai făcut, tot un Richard Strauss sau un Bruckner sau ceva de genul ăsta în general. Și maestru Berger îmi spunea că se combină extraordinar de bine și orchestrele germane fac lucrul ăsta, combină Haydn cu Bruckner. V-am spus că trebuie un spațiu pentru un interviu separat pentru Haydn, să vorbim despre el. Mulțumim mult pentru răspunsuri și cu siguranță o să mai fie interviuri despre Haydn și în funcție de programul pe care îl vom avea în concertele pe care le vei dirija pe viitor și pe care cred că le aștepți ca și noi cu o prezență în sală a publicului fizică și cu o prezență cât mai numeroasă. Cred că și publicului sigur i-a lipsit toată perioada aceasta interfața. Sunt convins că de-abia așteaptă. Umana să o vadă pe viu, nu printr-un ecran, indiferent de mărimea lui. Oamenii sunt însetați și de lucrul ăsta lipsește de un an.